Salutare! Astăzi o să facem un nou challenge denumit și Sandwich Name Challenge, unde ce trebuie să fac este să pun anumite ingrediente în sandwichul pe care o să-l pun eu cu inițialele din numele meu, literele din numele meu, Florentin. 9 ingrediente secrete pe care o să le facem împreună și o să le punem în sandwichul nostru și o să vedem, poate o să cumpărați și voi după aceea acest sandwich delicios pe care l-am pregătit doar pentru voi. Așa că înainte să începem, aveți 3 secunde la dispoziție să dați un like, așa că aveți 1, 2, 3. Dacă nu ai dat like, dă exact aici like. Folosesc metoda asta de a da like voi în continuu, pentru că am văzut că, într-adevăr, chiar funcționează, așa că dați like. Și încă o dată vă reamintesc de concursul pe care o să facem la 300.000 de abonați, unde tu o să ai șansa să apari la mine în vlog. Așa că ai toate regulile în descriere. Ok, așa că, bineînțeles, pentru început avem nevoie de o chiflă pe care o să o umplem imediat cu ingredientele noastre secrete. Așa că primul ingredient este F de la Florentin, frișcă. Oh my god, acum se apasă. Ah, ok. Cred că ajunge o să... Al doilea ingredient, L, este lămâie. Ok, o să luăm aici o lămâie, o tăiem în două. Nu cădea pe jos, toate lucrurile în cadmie. Tăiem o felie zdravănă de lămâie. Cu tot cu coajă. Eu mănânc coaja și câteodată, este sănătos. Și o să vină perfect peste asta. Mamă, se sortează incredibil, nu știu dacă se vede, dar... Al treilea ingredient este un ou. Ok, o să trebuiască să sparg ou-ul. Hai să pun doar gălbenușul. Fiți atenți, abilitățile mele de bucătar. Oh. Ok, o să punem gălbenușul peste sandwich. Oh, man. Oh. Asta da sandwich. Următorul ingredient este R. O să punem niște rozmarin. Wow! Asta e pentru parfum, ca să știți, o să-i punem așa niște rozmarin. Să vedeți și voi ce fel. Dar chiar arată delicios. Ok, cred că ajunge. Pentru litera E de la Florentin, o să punem niște esență de rom, ca să le dea puțin aromă de esență. Mamma mia! Mamma mia! Hai să vedem. Ia. O picătură sau două? Cred că ajunge. Cred că ajunge. I-am pus vreo 6 picături. Pentru litera N de la Florentin o să-i punem niște Nesquik. Incredibil. Cred că arată perfect așa. Pentru litera T de la Florentin o să-i punem niște pastă de tomată. Tomată. Cred că știți cu toată lumea cum arată. Ei, de ce cazi? Rămâi aici. Perfect. Și bineînțeles, încă un ingredient secret pe care toată lumea nu îl știe. O să-i punem niște iarbă de la litera I. Cred că se vede că este iarbă chestia asta. Nu știți, dar credeți-mă că se folosește iarba în sandwich-uri foarte mult, bineînțeles, numai la mine, bineînțeles. Și pentru ultima oară mă gândeam litera N, vreau să-i pun niște nalbe, geleurile din acelea, dar din păcate am uitat să cumpăr și mi-am amintit de-abia când am dat drumul la filmare, așa că o să-i pun încă o dată Nesquik, pentru că, serios, nu-i place Nesquik. Da, perfect. Ok, arată perfect sandwich-ul nostru și o să-l acoperim acum. Ok, este perfect. Acum tot ce mai rămâne este să-l mâncăm, așa că hai să avem mare, mare grijă. De ce cade oul? Ok, cred că o să... Uite, de aici, exact de unde este oul ăsta. Wow! Clar nu l-am putut mânca pentru că avea un gust oribil. Se simțea cel mai tare gustul de iarbă, credeți-mă, gustul de iarbă se simțea extraordinar de bine. Iar cerealele alea erau singurul lucru bun de acolo. Așa că nu cred că o să scot la vânzare sandwich-ul acesta, o să rămână top secret. Doar între noi o să rămână top secret, cam atâta. Și sper că v-a plăcut acest challenge, așa că dacă mai vreți sandwich-uri
sandwich-uri. Vreau să zic challenge-uri de acest gen. Deja mi-a rămas gândul la sandwich-uri. V-aș ruga să apăsați încă o dată butonul de like și să distribuiți acest video mai departe și, bineînțeles, să distribuiți ca să ajungem cât mai repede la 300.000 de dansatori și nu uitați de concurs. Regulile le aveți în descriere. Așa că vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari dansatori. Și apropo, dacă vreți să vedeți ultimul video, îl aveți chiar aici, dați un click pe i-ul acesta. Voi sunteți cei mai tari, cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!